pasajul despre îmbărbătarea ucenicilor este discuția pe care Domnul Iisus o are cu ucenicii imediat după cină. Știți cu toții cadrul acela solemn. Iuda plecase, toți își puneau întrebare ce se va întâmpla de acum, este dat pe față Iuda, Petru zice și el, Doamne, eu merg cu tine oriunde, Domnul îi spune, fi serios, Petre, tu nu poți nici în noaptea asta să treci biruitor, cum să mergi cu mine mai departe, până la moarte. Petru zice, nici vorbă, Doamne, eu vin cu tine, contează pe mine. Însă nu se întâmplă așa. Știm cu toții că nu se întâmplă așa. Domnul Iisus Spune ucenicilor: Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În calea spre împărăția lui Dumnezeu avem parte de foarte multe necazuri, de multe tulburări. Pe paginile Bibliei găsim tulburări, dacă aș putea spune, care sunt benefice vieții noastre de creștin, dar găsim tulburări care nu sunt benefice vieții noastre de creștini care ne duc în jos. Domnul Isus aici vorbește ucenicilor mai mult îi obligă să se gândească la tulburări care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Domnul Isus este tulburat și el de mai multe ori. Uitați de exemplu în versetul 27 din capitolul 12 din aceeași Evanghelia lui Ioan. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Iată, izbăvește-mă de ceasul acesta, doar tocmai pentru aceasta am venit. Apoi în capitolul 13, exact la cină, le spune Domnul Isus în versetul 21. După ce a spus aceste cuvinte, Isus a tulburat în Duhul Lui. Am mărturisit și a zis, a zis adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. Mai departe, în capitolul 16, dom în capitolul 14, spune Domnul Iisus, să nu vi se tulbure inimii din care am citit, dar în capitolul 16, versetul 6, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. În capitolul 16, în versetul 22, tot așa și acum, și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu voi, voi vedea iară și inima voastră vi se va bucura întristare după voia lui Dumnezeu, întristare pe care uneori o experimentăm și noi atunci când te doare pentru că ceva nu merge bine în lucrarea Domnului, vrea să, să fie mai bine, dar nu, vezi că nu se poate, vezi că nu trag toți în aceeași direcție și te doare sufletul și te mâhnește, tulburi Domnului Iisusui Încurajează pe ucenici și le spune: În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Dar eu mă duc să vă pregătesc un locaș ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Păi, frații mei, Evanghelia aceasta, Ioan spune despre ea că toate lucrurile care au fost scrise în cartea aceasta au fost scrise pentru ca noi să credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viață veșnică. Dacă s-ar fi scris tot ce a făcut Dumnezeu, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta și poate zice exagerarea cuvântului lui Dumnezeu. Frații mei, acolo nu spune tot ce, toate minunile care le-a făcut, tot ce a făcut. Păi totul a făcut Dumnezeu. Universul întreg. Intrați în bibliotecile acestei lumi și veți găsi rafturi pline rafturi pline, numai cu descrierea unei plante, poate, cu descrierea unei planete, cu descrierea vieții pe pământ. Păi cum, frate, toate sunt făcute de Dumnezeu? Cuvântul Domnului așa ceva spune și spune Domnul Iisus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și când citești acest lucru și îți aduci aminte de cuvântul din Matei 25, versetul 34, te rog să-l pui pe screen, cuvântul Domnului spune atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Păi stai puțin, îi pregătită împărăția de la întemeierea lumii sau merge acum Domnul să o pregătească? Ce să credem? E pregătită. Împărăția aceasta e pregătită. Ce vrea să spună Domnul Iisus ucenicilor când spune, dar eu mă duc la Tatăl, să vă pregătesc locul acela, pentru că vreau nu să fiți separați. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar eu vreau acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce înseamnă lucrul acesta? Frații mei, Domnul Iisus nu fusese încă uh, jerfit. Mielul de al lui Dumnezeu era Domnul Iisus Hristos. El nu și încheiase lucrarea. El trebuia să fie deschizătorul de drum spre împărăția lui Dumnezeu, să înlăturile obstacole din, din calea împărăției lui Dumnezeu, să ne deschide nouă drumul spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțeleagă ucenicii și asta trebuie să înțelegem noi. De aceea s-a jerfit Domnul Iisus. În timp ce el se jerfea, el devenea, de fapt, calea spre împărăția lui Dumnezeu. Că el spune mai după aceea, când îl întreabă uh, to uh, Toma, Domnul dar. Do arată cum unde mergi, să știm și noi. Păi eu sunt calea adevărului și viața. În drumul acesta de lăturare a obstacole spre împărăția lui Dumnezeu, spre cerul lui Dumnezeu, el devine cale pentru fiecare dintre noi, dar nu numai cale, ascultând de cuvântul Domnului, El este și adevărul pe care noi trebuie să-L însușim. Și nu doar adevărul, El devine viață eternă dacă respectăm tot ce este scris în cuvântul Lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus, prin lucrarea aceasta extraordinară de a se jerfi, de a se expune pe calvar la cruce, să moară pentru lumea întreagă, pentru păcatele lumii întregi, El devine cale spre Dumnezeu, el devine adevărul pe care noi trebuie să-L îmbrățișem cu toată ființa. El devine viața. Când vorbește Domnul Iisus cu Marta, îi spune, Marta, eu sunt învierea și viața. El era viața lumii de care avea oamenii nevoie. Și de aceea a venit în lumea noastră să deschidă acest drum spre Dumnezeu. Cerul lui Dumnezeu este pregătit pentru noi. Dar noi, cuvântul lui Dumnezeu spune, apoi apost -ă, cu Domnul Iisus, pentru că nu este timp să vreau să spun câteva lucruri pe, pe scurt, Domnul Isus le spune ucenicilor, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Adică Domnul Iisus dintr-o dată mută focusul ucenicilor, gândirilor lor, dinspre locul acela, locașul acela ceresc care trebuia pregătit pentru noi, spre persoana Lui. Eu vreau acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu mai vorbește de locașul ceresc, de împărăția lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul Domnului spune și prin Apostolul Pavel întâi te în Tite, să capitolul, 4, versetul 16-17. Haideți să-l citim, să vedeți ce spune Apostolul Pavel. Despre căci însuși Domnul cu un strigă, cu glasul lui Arhanghel și cu trâmța lui Dumnezeu se va păcură din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu El. Unde? În cer? În nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Auziți, frații mei? Nu în cer. Domnul Iisus spune ucenici, veți fi cu mine. Scopul principal al, al vieții noastre de creștini pe pământ, frații mei, nu trebuie să fie cer, cum vor fi locașul lui Dumnezeu, vom ajunge și acolo, dar va fi prezența Domnului Iisus Hristos, vom fi cu El. Noi în El, spune, cum El este în Hristos, noi trebuie să fim în El. Și dintr-o dată El devine pentru noi locul sau locașul acela în care noi trebuie să fim ascunși, să trăim, să stăm în El, ca să putem să moșterim împărăția lui Dumnezeu care este pregătit de la întemeirea lumii. Și are Domnul locașul acolo, speciale pentru fiecare dintre noi. Dar înainte de a ajunge acolo, frații mei, Domnul Iisus spune că se va întâlni cu noi în văzduf. Vom petrece poate șapte ani de zile când va fi nunta mielului, explorând acest univers frumos lui Dumnezeu, Aceste, acest miracol al creației lui Dumnezeu. Vom zbura cu Domnul în această perioadă scurtă și apoi vom reveni cu Domnul pe pământ o mie de ani, dar ne vom reîntoarce la locașul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Aceasta vrea să spună Domnul Iisus ucenicilor. Eu sunt această cale pentru voi. Eu acolo vreau să vă duc cu mine, la mine, cu mine să fiți. Nu ne neapărat gândiți-vă la cer, că noi oamenii suntem foarte materiali, și repede, oare ce palate ne dă Domnul acolo? Oare ce confort avem? Schimbăm noi mansionul nostru din pert cu ce are Dumnezeu acolo? Păi, să vedem, mai gândesc dacă e așa, nu? Am vrea să ne trimite Domnul poze de acolo, să vedem dacă se merită să facem schimbul acesta și se merită și să rentează să servim pe Domnul. Nu, frații mei, Domnul are ceva extraordinar. Imaginați-vă frumusețile pe care Dumnezeu le creează și uneori le admirăm într-o scurtă călătorie. Ne place să vizităm lucrurile frum locurile frumoase pe care le-a creat Dumnezeu. Ce va fi să explorăm cu Domnul în văzduc, în slavă minunățile creației Lui? Fiind în prezența Domnului, Domnul cu noi, noi în El, El este locașul nostru, noi suntem ascunși în El și dacă El este în Tatăl, spune uh, Filip, uh, Mântuitorule, arată-ne pe Tatăl! Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne-a fi de, de ajuns. Cum spui tu, Filip? De atâta vreme sunt cu voi și tu îmi spui să, să vă arăt pe Tatăl? Eu sunt el Tatăl și Tatăl e mine! Cum? Nu m-ați văzut până acum, nu? Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl! Și Filip zice, cum Bine asta? Da, Domnul Iisus este Dumnezeul întrupat venit pe pământ! Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl! Auziți, asta să-ți să fie de ajuns, Filipe, spune? Nu căuta alte, uh, alte lucruri. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Tot ce a făcut Tatăl. Și apoi, între versetele 2 și 10, sunt șapte motive pe care le prezintă Evanghelistul Ioan, în care să, în care să justifice aceste afirmații pe care le face. Uitați, El spune între versetele 7 și 10 și 11. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl. Și de acum încolo îți veți cunoaște și l-ați văzut. Unul. Doamne, i-a zis Filip, arată-le pe Tatăl. Apoi, Iisus spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu cunoscut, Filipe, ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt, altă uh, afirmație, că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl, iară pe Tatăl, care locuiește în mine, el face aceste lucrări, eu, el face aceste lucrări ale lui, credeți-mă că eu sunt în tatăl și tatăl este mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. El încearcă să justifice lui Filip, să-l să facă să lămurească pe Filip, că el e în tatăl și tatăl este... Uh, Domnul Isus este în Tatăl și Tatăl este în El. Și că ă, locul nostru, dacă noi suntem ascunși, spune cuvântul Domnului, nu? că ascunși cu Hristos în Dumnezeu, ăsta este locașul la care, care trebuie să ne intereseze. Prezența noastră spirituală în Domnul Isus Hristos, care ne ia cu El la sine, spune, vreau să vă iau cu mine. Nu spune de cer în primul rând, ci să ne ia cu El în împărăția Lui glorioasă și slăbită după ce vom fi cu El, Domnul să ne ajute lucrul acesta. Frații mei, aș dori din toată inima să credem uh, ceea ce Cuvântul Domnului uh, ne spune în seara aceasta. Domnul Isus vrea să încurajeze, să îmbărbăteze. Suntem așa, trăim vremuri grele, de mare strâmtorare, de probleme. Uh, mai credem noi ceea ce spune Cuvântul Domnului, mai credem noi că Dumnezeu, uh, chiar. Uh, se îngrijește toate problemele noastre, mai, mai vedem noi în vremea, în vremea aceasta tulbură ajutorului Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, sau suntem așa de descurajați de încât nu mai vedem că noi avem acces la Domnul Isus, că Domnul Isus ne pune în prezența Tatălui, relația pe care o creează Domnul Isus, această viață pe care El o, o face și pe noi ne transpune direct în legătură cu Tatăl, prin El. Prin Domnul Iisus Hristos. Noi avem acces în prezența Tatălui prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este extraordinar de mare har pe care îl avem noi ca și copia lui Dumnezeu. Și atunci spune cuvântul Domnului, cereți orice veți vrea. Pentru că eu mă duc și rog pe Tatăl, Tatăl e una cu mine. Și voi zice vreau să fiți una cum eu sunt cu Tatăl și voi să fiți în mine. Și dacă voi sunteți în mine, tot ce veți cere, eu mă duc la tatăl și spun că eu cu voi în mine, eu mă duc la și spun, pentru dăm asta și asta face tatăl. Îi dă ce cere Domnul Iisus, pentru că el este una cu tatăl. Slăvit să fie numele Domnului. Așa un mare Dumnezeu avem. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru că am fost prezenți în casa Domnului. Aș vrea să vă reamintesc din nou, să ne rugăm pentru biserica din Arșița, să ne rugăm Domnului pentru operația ce va avea loc mâine al Margaret, această soră englezoică, australiancă, care va avea această operație, intervenție, mâine Dumnezeu să-i dea biruință. Amen. Ne rugăm Domnului pentru frații care sunt în călătorie, avem așa mulți frați încă în călătorie, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i